Soarele își revarsă raze din ce în ce mai blânde, semn că primăvara își intră pe deplin în drepturi. În tumultul cotidian, cineva veghează la tot și la toate. Creează și procrează, ducând mai departe această nație. Este ea, femeia, mamă, soție, iubită, bunică, fiică, soră, colegă și om al muncii. Face afaceri, stabilește strategii, este dascăl, contabil, este coafeză, vânzătoare, muncitoare în fabrică sau pe ogoare. Știe să manevreze utilaje, proiectează clădiri și chiar conduce avioane. Spală, calcă, face curățenie, merge la piață, face de mâncare, dă naștere copiilor, îi crește, are carieră, se sacrifică, se face frumoasă, este elegantă și sensibilă. Iartă și o ia mereu de la capăt, zi de zi, pentru și spre binele aproapelui și al semenilor. Urez la toată lumea, adică la toate femeile. O zi fericită, la mulți ani. Le doresc să fie sănătoase, să țină mult la sănătate și să iubească tot ce le înconjoară. Aveți femei speciale în viața dumneavoastră? Mama și prietena mea, da. Și ce cadouri le-ați făcut de o mare? N-am nimic, abia am ieșit în parc, acum vreau să le surprind mai pe seară. Un buchet de flori și cam atâta, nimic mai mult, adică e o zi specială pentru ele și cred că e de ajuns un buchet de flori, să le arăt cât de mult îmi pasă de ele. Petrec în parc, fac mișcare, este pe primul plan și benefic pentru sănătate. Mă bucur de această zi superbă, care este totuși un cadou de ziua noastră a femeilor și a mamelor. La mulți ani să fie sănătoase, vesele și voioase și nesupărate. Este ea, femeia, care cel puțin de 8 martie primește sau ar trebui să primească recunoștința meritată.